7 unități școlare din Olt se află pe harta EDU. Timp de 2 săptămâni, Narad a dat start unei campanii prin care inițiatorii alertelor înscrise pe harta edu.ro pot să-și mobilizeze susținătorii și să potențeze astfel la maximum șansa de a rezolva urgențele din educație. Mai exact, școlile respective vor primi finanțare pentru implementarea proiectelor lor. Printre cele peste 850 de alerte, 7 sunt din Olt. Unitatea de învățământ din Orlea are nevoie de un gard nou și de refacerea curții școlii. La Gura Padinii este nevoie de tablete interactive, laptopuri și imprimante. Profesorii din Traian vor să amenajeze o sală de lectură, iar la școala numărul 2 din Caracal vor un teren nou de sport. Totodată, elevii de la Liceul Tehnologic din Drăgănești-Olt au nevoie de un microbuz, iar cei de la Osica de Sus de 5 laptopuri. În cursa pentru finanțare sunt și elevii de la Metalurgic, care vor să refacă holurile, sălile de lectură, dar și biblioteca unității. La începutul anului școlar am avut ocazia să aplicăm pe Narada, harta EDU, o alertă prin care ne-am exprimat nevoia școlii noastre de a ne amenaja holurile școlii, de a reamenaja biblioteca școlară și de a amenaja cele două săli de lectură din internatul școlii noastre. Prin această aplicație avem posibilitatea să participăm la un concurs lansat de Narada, în care, în funcție de numărul de susținători ar acestei aplicații, putem să participăm la concursul lansat de ei. Prin proiectul lansat de cei de la Metalurgic se urmărește crearea unor spații primitoare pentru elevi. Încercăm să obținem fondurile de care avem nevoie pentru amenajarea spațiilor școlare, amenajare pe care o vom face împreună cu două doamne arhitect, care sunt persoane resurse în alt proiect inițiat de școala noastră, My School Can Be Cool, și care ne ajută prin proiectarea și găsirea celor mai bune soluții la nevoile identificate de elevi în perioada aceasta. Câștigătorii vor putea fi stabiliți în funcție de numărul de susținători. Un simplu mesaj de susținere adăugat pe harta EDU este similar unei șanse de finanțare suplimentare.